Mingi de meci, mingi de meci pentru România. România câștigă! România în semifinalele Fed Cup. Extraordinară victorie pentru Irina Begu și Monica Niculescu. Ce meci! Incredibil! Incredibil! Ce performanță reușește România! Învinge în Cehia și în semifinalele Fed Cup după un meci colosal de dublu. 7 minute mai inițiau ca să ajungem la 3 ore. O victorie uriașă cu cele două puncte câștigate de Simona și acest punct cât două în fața celei mai bune echipe de dublu din lume, Krejcikova-Siniakova. 6-7, 6-4, 6-4, România în semifinalele Fed Cup pentru a doua oară în istorie. Vom juca acolo pe 20 și 21 aprilie cu Franța. Urmează a se stabili cine va fi țara gazdă. Oricum, triumful acesta împotriva celei mai bune echipe de Fed Cup din istorie, la ea acasă, e unul uluitor. Un triumf, o victorie la care au participat și românii prezenți acolo și care s-au comportat impecabil, nici măcar o tuse, nimic pe serviciul adversarelor. O susținere continuă la nivelul la care a ajuns tenisul mondial feminin. Semifinal. Iată-i. E ceva să vedem astfel de imagini la cei acasă. Aplauze de ambele părți. Poate că era greu. Ce s-ar fi întâmplat, nu ne putem imagina fără această susținere într-o sală, mai ales în sală, unde sunetele se propagă altfel. Momente superbe, este probabil cea mai mare victorie din istoria echipei de Fed Cup a României. Învingem Cehia la ea acasă, mai ales în acest mod, în meci decisiv, în set decisiv la dublu cu Irina Begu și Monica Niculescu, jucând minunat, jucând entuziasmant. Avem statistica. Ce mai contează statistica? Cu asemenea victorie, poate că cele mai importante cifre sau cea mai importantă cifră este cea de 11. Am învins echipa care a câștigat Cupa Federației de 11 ori. 2019 ar putea să fie anul României în semifinale cu Franța. Să vedem cu cine în final. E visul unei nopți de iarnă. Ai trecut la Ostrava, Ostrava Arena. A contribuit și Mihaela Buzănescu pentru că a întins-o bine pe Siniakova în 90 de minute, chiar dacă scorul a fost mai puțin strâns, însă au fost momente în care Siniakova a avut mult de muncit, s-a resimțit în finală, însă nu de aici a plecat victoria. Jocul incredibil, sufletul mare al Monica Niculescu.